Șumi, bună seara! Bună seara! Bună seara, ce faci? Mai arunci cu ochiul la televizor, că e târziu? Da, mă uit, mai mă uit pe la emisiune, da. Normal. Am văzut meciul și m-am uitat la emisiune. Normal, normal. Așa, din postura antrenorului scuze, de valoare, scuze, dar... Poftim? Scuze, m-am uitat să salut invitații. Da. Da, sunt... Salută-mi invitații. Îi vezi, da. Din postura antrenorului de valoare, dar relaxat, Șumi, te întreb, FCSB este campioană? În momentul de față, eu cred că în proporție de 99% este campioană. Da? Deci, cum argumentezi? Care ar fi argumentele? Lăsând la o parte punctele, evident. Păi... În primul rând, diferența de puncte. Eu am jucat de două ori în play-off, odată am ieșit campion și odată am intrat la 4 puncte diferență de FCSB și n-am reușit. Startul este foarte important, foarte important într-un play-off, startul. Craiova și cu cei de la FCSB, drept dovadă că, din punctul meu de vedere, sunt cele două care... Hai să zic că Craiova într-o proporție, într-un procent foarte mic mai are șanse, dar sunt cele două care au făcut 6 puncte în momentul de față, în primele două etape și vedeți cât contează cele 6 puncte făcute, indiferent de joc, de ceea ce prestezi, în play-off nu mai contează. Importante sunt punctele în play-off, fiindcă nu mai există sezon regulat. Sunt două campionate total diferite, Horia. În play-off trebuie să-ți vezi interesul și nu mai contează, trebuie să riști, indiferent că pierzi și rezultatul este 1-0, că pierzi 3-0, 4-0, nu mai contează, trebuie să riști, să adun puncte. Ceea ce pe mine m-a mirat la alte echipe, dar cele două, în momentul de față, eu cred că au luat un... avans și considerabil în lupta pentru cupele europene, iar sper să FCSB-ul, cred că, cum ți-am zis mai devreme, este campioană și nu cred că sunt 7 puncte față de Craiova, cred că sunt 8 puncte. Da, corect. Așa, și față de celelalte două, Rapid și CFR, sunt, dacă nu mă înșel în momentul... 11, 10 plus acest un punct, exact, 11. 11. Nu, cu Rapidul 11. Și cu CFR-ul și Umii s-a terminat, cum ai zis și tu. Păi da, sunt 11 puncte, nu 10. Nu, ala e subiect închis. Singura care mai pâlpe Universitatea Craiova și, practic, meciul decisiv va fi etapa viitoare. Și la egal, și la egal Șumii, e clar că păi avantajul. FCSB-ul iese, e campion. Asta e avantajul, Horia, că ei au două rezultate la îndemână. Adică ei pot să facă egal. În momentul în care faci egal, ții echipa sub tine. Fiindcă este un campionat restrâns, se joacă doar 10 jocuri în acest play-off. Două au trecut, au făcut maximum de puncte, iar de acum... Dacă punem și ce au adunat în sezonul regulat, le e bun și egal. În continuare lor le e bun și egal. Cu da. Echipele cu urmăritoarele. Fiindcă celelalte echipe vor juca între ele și automat există un plan, în plan secundar, există această calificare care și-o doresc toți în cupele europene și atunci toată lumea va fi disperată să facă puncte, ceea ce pe cei de la FCSB îi vor avantaja aceste dueluri și să nu uităm că și câștigătoarea cupei este foarte importantă cu Horia, fiindcă o câștigătoare a cupei anul acesta, dacă nu mă înșel, merge în Europa League, nu în Conference League. Așa e. Da, da, corect. Corect. Ești un foarte bun cunoscător, văd că, al realităților din România. Seria mea. Da, corect. Sunt curios și un mic. Ție cazul ăsta, Radaslavescu, cum ți se pare schimbat în minutul 28? Că părerile sunt împărțite. Băieții, de exemplu, colegii de aici au zis cam toți, domne, n-ai jucat, te scoate. Mitică Dragomir a spus, domne, l-a umilit că e un băiat tânăr, mai trebuia să-l lase. Tu cum vezi pragmatic lucrurile? Aduceți-vă aminte și de regulă aceea, când trebuiau să bagi 2 jucători și ținea cât un minut și scotea jucătorul. Atunci nu se întâmpla la fel? Era regulă impusă de federație, da, știu, că trebuia să încep cu 2 under sau ceva de genul ăsta, sau nu știu, ceva, nu știu, de genul ăsta. Că mi-aduc aminte că a făcut Terim cu noi în Turcia, au vrut să bage și Federația Turcă o regulă de genul ăsta și a făcut Terim pe Zoom, am făcut o întrevedere cu toți antrenorii. De fapt, eu eram singurul străin la momentul acela din Turcia
Și m-a întrebat și zice, m-a întrebat ce și mi spune ce se întâmplă în România și explică-le tuturor antrenorilor. Și le-am explicat care era regulamentul și a zis, vreți să ajungem în situația asta, să avem 50.000 de spectatori în tribune și în minutul 1 sau 2 să facem o schimbare și să distrugem un copil sau să râdă tot stadionul? Este, în mare parte, este problema antrenorului. El, dacă a luat această decizie, nu mai contează, rezultatul rămâne. Mai departe, Vlad Slavescu, mie mi-a plăcut atitudinea jucătorilor care s-au dus aproape să-l încurajeze și asta înseamnă unitate de grup, asta înseamnă că au fost alături de el și oarecum i-au dat de înțeles că nu merita să se întâmple lucrul ăsta și atunci probabil i-a mai atenuat din durerea asta, dar nu este plăcut pentru orice jucător. Și eu am pățit. Și eu am fost schimbat în minut 30. Odată, țin minte, chiar pe Giulești, jucam la Brăila. Și am fost schimbat de Gigi Mulțescu în minutul 30. Și cum e? Rău, nu? Rău, rău. Am dat un picior. Atunci era un burete cu apă, că așa le puneam. Burete cu apă pe ceafă, că era foarte cald. Și am dat un picior, dar sări buretul ăla la 10 metri din galeată. Poate să te distrugă dacă nu ești puternic astfel de momente? Depinde de caracterul fiecărui jucător. Știu, dar dacă nu ești puternic, Paradas Slavescu, poate să-l marcheze profund? Nu, este la început de carieră și nu trebuie să-l, cum să-l marcheze. Nu te marchează profund când ai o ruptură de ligamente sau o ruptură de tibie sau fractură de tibie și peroneu. Ne uităm la băiatul ăla care a revenit la Hermannstadt și joacă bine, mersi. Trebuie să devină mai puternic, să înțeleagă că asta a fost decizia antrenorului. Ok, chiar dacă nu este plăcut și înțeleg, din punctul meu de vedere, nu este plăcut și nu comentez. Deci nu vreau să comentez a cui e decizia sau dacă este normală. Păi nu, a zis acum câteva minute. Gigi Becali, că e a lui decizie, el l-a scos. Dacă e a domnului Becali, rămâne rezultatul 1-0. A făcut foarte bine, a câștigat jocul. Asta rămân. Rezultatul 3 puncte. Da. Important este grupul. Important este grupul, clubul și cele 3 puncte. Mai contează, mai uite cineva că l-a schimbat pe Radaslavescu. Sau că plânge Radaslavescu în colț. Nu are nicio legătură, ok. Nu e plăcut, nu e și nici nouă nu ne place oamenilor de fotbal. Dar până la urmă, patronul își vede interesul, antrenorul la fel. Rămân 3 puncte. 3 puncte și 99% șanse la titlu, cum ai zis. Din punctul meu de vedere, clar. Eu zic că 100%, da. Am zis să fiu băiat bun așa, să mai las în coadă de pește. Da. Chiricheș, cum ți s-a părut după 7 luni de inactivitate? Este un jucător cu un bagaj foarte bun tactic. E clar că stând atâția ani în Italia, câștigă foarte mult din poziționare. Știe foarte bine să conducă ceilalți jucători de lângă el. Se vede că nu este la parametri fizici înalți și aici mă refer la incursiunile, chiar dacă risca de foarte multe ori pe care le făcea înainte, nu a riscat absolut deloc, a jucat din experiență, a jucat cu un bagaj așa de confort, să zic, dar mi-a tras atenția o clipă importantă. În momentul în care a venit, dacă o să urmăriți iară, eu sunt atent la detaliile astea, dacă o să urmăriți când vine la interviu, săracul transpira abundent pe frunte, se ștergea într-una și vorbea așa, s-a cadat un pic datorită respirației care era destul de accentuată, cred că pulsul foarte mare și nu cred că Chiricheș avea emoții la acest interviu. E clar că suferă din punct de vedere fizic sau bucuria din cabină o fi fost foarte, foarte mare și n-a putut să-și revină până la interviu. Mm-hmm. Am înțeles. Deci ok, dar nu neapărat impresionant. Nu, din punctul meu de vedere suferă. Din punctul meu de vedere fizic suferă. Încă nu este la parametri ok, dar dă o liniște, clar. Dă o liniște în spate. Este un jucător mult peste nivelul campionatului României în momentul de față, dacă ar fi sănătos și bine pregătit. Cum a fost cu telefonul de astăzi al lui Adrian Mititelu? Mi-a dat mesaj. Nu, am primit un mesaj. Dacă mi-e frică, dacă mi-aș dori să lucrez și asta mă refer la patronul clubului, domnul Mititelu, deci cel Adrian Mititelu, patronul clubului, nu băiatul, nu Adită, mi-a trimis un mesaj, i-am zis că nu iau un calcul, de fapt eu am mai avut
ceva oferte din zona play-out-ului și chiar dacă am un prieten foarte bun, Marian Copilu, și a dorit să merg la Petrolul, am refuzat. Eu nu-mi doresc în momentul de față să iau o echipă din mers, echipe angrenate în lupta din subsolul clasamentului și care eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu pot. Adică eu am un staff bine pus la punct, un profesionist, 6 băieți care merg cu mine, eu nu i-am lăsat niciodată pe drumuri și nici n-o să-i las și din punctul ăsta de vedere am stat de vorbă cu toți și am convenit în momentul în care ne-am despărțit de Gaziantep ca până în vară să ne vedem de treabă și chiar în 2 săptămâni să treacă Paștele ăsta catolic, o să fac o deplasare, să văd niște antrenamente o săptămână de zile, fiindcă în jobul ăsta totdeauna ai de învățat. Am înțeles. Deci nu se, deci l-ai refuzat clar, nu se pune problema să preia echipa acum. Sunt nicio formă, nu se pune, l-am clar. Am mulțumit, i-am dat un mesaj vocal, i-am mulțumit, i-am spus că apreciez că s-a gândit la mine, să ieși din cabină imediat după ce ai avut ședință cu jucătorii și să-l sun pe Șumudică, asta înseamnă că sunt apreciat. Și asta nu poate decât să mă bucure, chiar dacă v-am mai spus, am mai primit oferte de la încă 3 echipe care au fost din play-out. Păi, cred că cine? Petrolul? Voluntari, probabil, mă gândesc, nu? Da, nu mai contează. Da, nici nu mai contează. Da, am spus și le-am refuzat politicos, eu le mulțumesc și asta înseamnă probabil că da, am cât de cât așa un nume în fotbalul românesc și corect. Aș fi putut să-i ajut. Corect. Ai suferit aseară? La ce vă referiți? Rapid, Universitatea Craiova. Horia, te rog frumos și permite-mi să refuz să vorbesc despre Rapid. Nu vreau să vorbesc despre Rapid. Este o echipă pe care o iubesc, o respect, echipa de suflet și o echipă care o iubesc foarte mult, cu niște oameni profesioniști care în momentul de față eu n-am văzut, poate doar era Copos, așa să văd ceea ce se întâmplă la Rapid acum. Și prefer să nu discut, fiindcă orice ați spune se scoate din context, mai ales că s-a discutat zilele acestea și a apărut în presă numele meu și nu vreau să discut despre acest subiect, fiindcă am mai pățit odată în vară și nu vreau să discut. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat ca suporter, dar nu vreau să discut despre... Bine, oricum domnul Șucu a anunțat astăzi oficial că nu se pune problema. Adică, apropo de speculații, tot au fost speculații. A anunțat clar astăzi că Bergodi rămâne până în vară clar și practic a pus punct la toate speculațiile. Înțeleg, Horia, nu despre asta este vorba. Mă refer acum că dacă m-aș apuca să vorbesc și să detailăm un pic ceea ce se întâmplă la Rapid sau ce s-a întâmplat în jocul Rapidului sau ceva de genul ăsta, imediat s-ar scoate din context și prefer să nu vorbesc, fiindcă momentul de față chiar este, știți foarte bine că eu niciodată nu m-am dezis de acest club, este echipa pe care o iubesc și nu vreau să fac rău nici celor de acolo și să nu fac rău. Am înțeles, dar bănuiesc că nu ți-a picat bine, sunt convins că ai suferit. Păi clar, cum să-mi pice bine, de ce să-mi pice bine? Nu, în sensul că ai suferit. Da, clar, cum să-mi pice bine, nu, normal, am spus că vorbesc din calitatea unui suporter și în momentul în care pierde echipa ta favorită, e clar că suferi. Da. Și mă rog, pierde și cum pierde, că aici a fost drama, ca să zic așa. Una peste alta. Ce părere ai? Mulți i-au dat dreptate, l-au aplaudat, alții l-au criticat. Ce părere ai de apropierea asta domnului Șucu de suporteri și inițiativa asta total inedită de a merge cu suporterii, de a susține echipa din peluză, de a se întoarce pe drumul tristeții cu suporterii? Ție cum ți se pare treaba asta? Nu pot eu să judec un om care a ajuns la 60 de ani și care are o avere impresionantă și își permite sau să ia orice decizie în viață, fiindcă toate sunt calculate și e clar că orice face, face cu cap. Deci nu pot eu și nu-mi permit niciodată să analizez. Știu, dar ți s-a părut o chestie ok, apropo de suporter, de apropiere, că n-a mai făcut nimeni treaba asta. Nu este problema mea, este problema strictă a patronului celor de la Rapid și ți-am mai spus, dacă dânsul a ales să meargă cu suporterii, probabil că asta a simțit la momentul respectiv și nu este vorba numai de dânsul, cât și de celălalt acționar de domnul Angelescu. Dacă dânsii au dorit să meargă alături de suporteri, probabil că a fost cea mai bună decizie și nu pot eu să contest sau să spun... Dar poate ți-a plăcut, nu trebuie să contești. Nu, să contest sau să spun că a fost bine. Nu mai lăsa să termin. Ah, ok. Da, pentru că suporterii, ai văzut, au fost foarte fericiți.
Dar toată lumea trebuie să fie fericită. Asta au demonstrat că este o familie. În momentul de față, prin ceea ce a făcut, a demonstrat că Rapidul este o familie, că este alături de echipă și, nu știu, nu ți-am zis, mai departe nu vreau să trec bariera și să comentez eu ceea ce s-a întâmplat pe drum sau când s-au întors sau când au mers sau astea. Asta înseamnă în gestul care l-a făcut că este alături de echipă, că formează un acționariat puternic, că legătura dintre conducere și suporteri este una foarte, foarte bună și asta nu poate decât să mă bucure pe mine ca Rapid. Da. Relația ta s-a normalizat cu Angelescu, cu Victor Angelescu, că la un moment dat, lunile trecute, tot vorbea că nu vă înțelegeți și așa mai departe. Adică aveți o relație normală acum? Nu am niciun fel de problemă nici cu domnul Angelescu, nici cu Nico. Cu Nico am o relație foarte bună. În momentul de față, chiar am discutat la ultimul meci care am fost pe Giulești. Avem o relație bună, mi-a fost jucător, am fost colegi și am jucat împreună, după care am luat campionatul împreună, eu ca antrenor și el ca jucător la Astra. N-am niciun fel de problemă. Pe domnul Șucu nu-l cunosc personal. Am dat mâna de 2-3 ori în tribună. Nu am vorbit cu dânsul și nu pot să nu cred că n-a existat nicio divergență sau nicio legătură strânsă între noi, nu pot să vorbesc despre această relație, dar în relația cu cei doi avem o relație normală, de respect și atât atât. Da. Prinde Rapidul cupele europene? Mamă, cât de bandit ești, Horia. Nu. N-ai făcut meseria asta degeaba. Mare rechin ești în ghilimele așa. De ce? Că e o întrebare inocentă, dacă prinde cupele europene. Mi-aș dori din suflet. Mi-aș dori. Dar? Nici nu știu exact. Uite, asta este o lacună a mea. În momentul de față nu știu exact. Dacă una dintre cele trei echipe, și aici mă refer, cine s-a îngrenat în drumul ăsta spre Europa League prin cupă? Deci Universitatea Craiova, lui Rotaru. Da. Și cu CFR Cluj. CFR Cluj. Da. Nici nu știu ce se întâmplă. Dacă una din cele două echipe vor câștiga cupa, atunci care echipă merge în cupa? Cum e Andrei? Hai mă, Șumi, dacă era meseria ta asta, nu știai chestia asta? Păi uite că nu știu. Uite, ia zi, Andrei, luminează-ne. Mai scăpă. Luminează-ne. Asta trebuie să fie și meseria ta, Andrei. Joacă. Trebuie să fie și meseria ta. Și de-aia, uite, te-a întrebat bine. Joacă, mai bine ca mine. Joacă locul 4. Joacă locul 4. Nu joacă finalista, da. A, deci locul 4 joacă... Nu, uite, vezi că nu știi nici tu. Locul 4 joacă baraj cu câștigătoarea play-out-ului. Cu Cluj, probabil. Mă rog, cel care joacă baraj. Ideea era că nu joacă finalista cupei. Adică ce nu știai tu cine joacă finalista cupei sau nu? Nu. Probabil că nu m-am exprimat corect. Eu am vrut să spun, până la ce loc din play-off au șanse... Inclusiv locul 4 dacă are șanse. Dar locul 4, acum dacă tu mi-ai spus lucrul ăsta, va juca un baraj pe teren propriu cu câștigătarea play-out-ului, dacă nu mă înșel, nu? Ce legătură are cu cupa? Tu ai întrebat de cupă, ce se întâmplă la cupă. Și răspunsul meu a fost foarte clar. În cupă nu merge finalista. Dacă câștigătoarea cupei este CFR sau Universitatea Craiova, atunci a patra echipă care... Mai precis, a patra echipă care va reprezenta România în cupele europene se alege din campionat. Sub ce formă se alege din campionat e următoarea întrebare. Da. Locul următor din campionat să joacă un play-off cu locurile 7, 8 sau 9 sau 10, depinde. Te las să vorbești numai tu atunci. Păi nu pe mine m-ai întrebat, ai spus că e meseria mea, eu încerc să... Da, în fine, că nu asta e, da. Am vrut să spun un singur lucru. Răspundeam la întrebarea domnului Horia Ivan. Te rog, Șumi, spune. Care mă întrebase la momentul respectiv ce șanse are Rapidul să meargă în cupele europene. Corect. Și automat eu vorbeam de echipele din play-off. Da. Bine, n-am precizat. Probabil nu mai contează, că nu asta e important. Ce șanse are, ținând cont de cont? În momentul de față, dacă și locul 4, cum spune distinsul tău coleg Andrei Vochin, că merge și locul 4, probabil locul 4, având șansa să câștige... meciul cu echipa din play-out? Echipa din play-out, nu știu, există posibilitatea ca să meargă și locul, patru și cred că Rapidul are șanse să meargă, să prindă, prindă. Bine, din câte știu, trebuie să meargă, să prindă primele trei sau ceva de genul. Da. Primele trei obiectivul.
Da, dar probabil și locul 4 poate să joace acel baraj și să se califice mai departe. Da. Yanis Hagi va putea juca la Galatasaray? Și te întreb și Umi, că tu ești chiar specialist în campionatul Turciei. Dacă va putea să joace la Galatasaray? Da. În momentul de față? Da. Foarte greu. Și mă refer titular, nu rezervă, că rezervă ești. Da. Foarte greu. Este un jucător bun, un jucător care poate crește, are potențial, dar căruia îi trebuie un mediu propice. Probabil că, nu știu, aici s-ar putea să mă înșel, probabil că în Turcia, la Galatasaray, având în vedere și trecutul tatălui său, și mai ales că tatăl său a fost coleg cu Okan Buruk, cu antrenorul actual, îl va ajuta, va fi adulat de suporteri. Gândiți-vă că am jucat la Galatasaray, de fapt pe stadionul lui Galatasaray, și 50.000 de oameni n-au luat loc pe scaun, ei stau numai în picioare. Ei nu se așează decât la loje, ei stau numai în picioare, deci o presiune teribilă. Și eu în față Icardi, Zaha, Ziyech, ce să vă zic, niște nume impresionante, Mertens, adică... Deci foarte greu, foarte realist, foarte greu să fie titular. Adică eu am simțit o presiune teribilă. În momentul de față nu știu ce să vă spun, nu știu ce strategie au de la anul și ce jucători au împrumutați, ce așa. Dar cred că în momentul de față... Cred că, din punctul meu de vedere, niciun jucător român nu poate juca la Galatasaray. Da. Niciun jucător. Am înțeles. O ultimă întrebare pe final. Dacă FCSB-ul, și așa se pare că va fi, ia campionatul, este anul lui Gigi Becali? E campionatul lui Gigi Becali? Păi dacă și voi ați spus în toate emisiunile și toată lumea a spus că Gigi Becali este antrenorul, a recunoscut și dânsul că face schimbările, cum e și mai devreme că l-a schimbat pe Radaslavescu. Din punctul ăsta de vedere, eu dacă aș fi Gigi Becali, mi-aș lua training-ul pe mine, mi-aș scrie A1 și m-aș duce să-mi pună medalia de gât. Mulțumim și Umi, mulțumim și baftă în continuare. Domnule.